Neața domnilor, bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Sunt pregătit de carte, de asta sunt îmbrăcat mai gros, pentru că afară deja a venit iarna, dar înainte de asta trebuie să-mi fac repede băutura pe care o servesc înainte de cardio. V-am arătat de mai multe ori, vă mai arăt pentru că sunt oameni noi pe canal sau oameni care nu au văzut acele vloguri în care arăt ceea ce consum înainte de cardio. E bine, am 10 grame de glutamină. Glutamina, domnilor, să știți că este un aminoacid care, pe lângă multiplele beneficii, ajută foarte mult și pe partea de digestie. Mai mult de asta îl consum dimineața pentru partea de digestie, plus 10 grame de aminoacizi esențiali care ne protejează masa musculară de catabolism. Peste noapte noi nu mai mâncăm nimic, avem o fereastră de câteva ore bune, iar pentru a face cardio, atunci când face cardio, corpul are nevoie de energie și pentru a nu lua acea energie din mușchi și a-l îndrepta spre arderea de grăsimi, trebuie să protejăm oarecum masa musculară. Oțet cidru de mere bio, la fel pentru digestie. Frumos. Adăugăm 600 de ml de apă. Mamă, zici că am măsurat apa asta. Așa. Și amestecăm. Băutura este gata. Eu sunt îmbrăcat. Nu mai bine o servesc, ca să vedem. Perfect. Domnilor, nu uitați, luna aceasta, toți cei care folosiți codul meu de reducere atunci când vă cumpărați suplimente, primiți pe lângă 10% reducere folosind codul meu și înscriere gratis la giveaway-ul de 1000 de lei cash. Unul dintre voi va fi extras, cel care folosește codul, mie mi-apar toți, frumos pe Instagram, pe live, pe 1 noiembrie. L-am extras, îmi dă contul și pun 1000 de lei în cont și își cumpără ce vrea el. Haideți la cardio! Gata, domnilor, de aici de la cardio. Cred că vedeți, scot abur, deja este brumă pe mașini. Dar e foarte frumos afară. S-aud păsărelele. Nu e extraordinar de fric, sunt și îmbrăcat bine. Și cred că cu toată agitația asta pe care o avem toți, uităm să mai acordăm timp sau să ne mai bucurăm, mai bine zis, de o plimbare sau, nu știu, să faci ceva așa pentru tine fără agitația asta din oraș. E foarte frumos. Vă recomand și vouă să ieșiți să faceți mișcarea la prima ora dimineții pe stomacul gol. Începeți ziua în forță, vă eliberați mintea, vă oxigenați creierul și o să gândiți mult mai bine. Haideți, termin aici cu cardio și mergem să servim prima masă, domnilor. Power! Haideți că era să mă apuc de mâncat și să uit să vă filmez masa. Am 3 ouă întregi și 3 felii de pâine. O pâine foarte interesantă, totuși o să vă arăt. Asta e, cu secare și esteri din staniol. De stanol din plante, 4 felii doza zilnică recomandată, are doar 30 de grame de carbo la 100 și 13 grame de proteină, iar aici o văz cu afine și smeură proaspătă și cu scorțișoară silon. Pac, pac, mă bag să mănânc, domnilor, power! Ok, domnilor, un scurt update, am venit să las mașina la spălătorie aici, să o spele foarte bine, un fel de detailing, pentru că vreau să vând seria 3 2012 Luxury, cam full option pentru anul ei. Are închidere prin amprentă, ce mai are? La portbagaj cu piciorul, toate opțiunile, padele, navigația aia cea mai mare. O vând cu 11.000 de euro, dacă e cineva interesat, îmi scrie aici și dau mai multe detalii, poze și așa mai departe. Mașina a fost personală doar a mea de când am luat-o din Olanda.
Am toate bonurile la service la BMW, doar la reprezentanță, schimbată distribuția la reprezentanță, EGR-ul, doar alea am dat vreo 3500 de euro. Cine e curios să ia o mașină întreținută și mă și cunoașteți de atâta timp, îmi scrieți și vorbim. Oricum o pun și pe OLX, o să o dau repede dacă nu vreți voi. Hai, revin cu update. Ok, domnilor, am revenit acasă și pregătim masa de dinainte de antrenament. Am mai mâncat o masă înainte de asta, prin oraș cu treabă. Mi-a adus-o iubi. Aici am 120 de grame de orez, niște broccoli, 200 de grame de pieplă air fryer și 10 ml de ulei de nucă. Iubi are cam la fel, dar nu prea îi mai place, a zis, pieptul de pui. Vine să vomit. A zis că nu mai vrea, vrea altceva, vrea mâncare tradițională, cârnați, poate niște fasole sau poate niște caltaboș, vedem. Azi a zis că își mai face un rasol de porc cu hrean și cu mămăligă. Măi, nu mănânc porc. A. O fructe de mare. Fructe de mare, deci cam așa, în zona asta vrea să se ducă, tradițional românesc. Bun. Mâncăm și mergem la sală. Ok, domnilor, am ajuns la antrenament, am făcut încălzirea, am băut pre-workout-ul. De data asta am băut o cupă de Ground Zero și voi începe cu primul exercițiu. Fluturări la pec deck, voi face 3 serii premergătoare, unde fac negativul lent, conexiunea cu pieptul și așa mai departe. Iar după aia 2 serii grele cu full stack, câte o să meargă. Haideți să trecem la antrenament, mai avem puțin timp din această perioadă de detox și PCT, iar după aia vă promit eu că o să urmeze surprize foarte mari. O să dăm drumul și la linia de haine pe care o să vă prezint cu drag și cu bucurie, pentru că sunt haine pe care eu mi le doream să le găsesc în România și vom da drumul și la off-season și pregătirea pentru debutul meu ca pro. Haideți să începem antrenamentul. Ok, am terminat cu serile premergătoare. După cum v-am zis, negativul lent, ne concentrăm foarte mult pe contracție, să facem conexiunea cu pieptul, să simțim ceea ce lucrăm. Vă recomand de fiecare dată să începeți cu câte un exercițiu de izolare. Ce înseamnă izolare? Unde intră o singură articulație pentru a pregăti mușchiul și creierul, sistemul nervos central, pentru efortul depus la următoarele serii compuse și următoarele serii mai grele. Am trecut la cele două serii de lucru, voi face cu tot aparatul câte repetări merg. Dar nu mă voi duce dincolo de epuizare. Ok, domnilor, seria de lucru de la Smith. Am ales să lucrez la Smith, cred că am peste un an de zile, nu mai fac împins la liber cu bara. Simt foarte bine, vă recomand și vouă să schimbați pe Smith, dacă aveți un Smith bun, doar în cazul acesta. Acesta este un Smith bun și de când lucrez la Smith, cu siguranță am îmbunătățit foarte mult pieptul, lucrez mai în siguranță și simt mult mai bine execuția. Aici îi dau câte repetări merg cu 130 kg și vedem. Nu opri, te rog mult, colegă. Hai,
Băi, ultimul minut lor, l-am pus cu Ștefana. Și acum le-ai pe Costi, vadă 25. Și mâine faceți vlog cum vă perfuzați, să? Păi vezi? Am băgat în vene. Oare ce am băgat? Dar să auzi ce vorbesc eu sau doar ce vorbesc? Nu, la el acolo. Ăsta e la microfon? Da. A, ce tare. Da, da, e meu. Vine așa, ia nu știu de. A, să pui și prea videoclip ce vorbesc la, la valieră? Da, da. 300 de lei. La valiera cu ăsta? Ok, am filmat și seria la presa înclinată, din păcate n-am mers la Valera și nu s-a auzit explicația, o să pun doar execuția. Am făcut două serii premergătoare și două serii de lucru, o serie de lucru cu full stack câte au mers și o serie de lucru la fel cu full stack, dar am făcut drop set, vreo 10 repetări cu tot aparatul, am scăzut 30% cu negativul lent, scăzut 30-40% și am făcut cu pozitivul lent. Acum am trecut la un exercițiu pe orizontal, l-am prins cu ganterele pe banca orizontală. Voi face direct două serii grele, concomitent cu fluturări pe orizontal cu ganterele. Deci un super set, împins cu fluturări, câte două serii. Hai să vedem. Masa 5, o masă foarte, foarte bună, abia aștept să mănânc. Cartof, un fel de piure. I-am fiert, am pus lapte vegetal, condimente, somon făcut pe grill și salată de sfeclă cu hreană. Sunt nebunii după salata asta. Chiar e foarte bună și foarte bună pentru sănătate. Domnilor, acesta a fost și vlogul de astăzi. Vă mulțumesc enorm pentru toată susținerea, vă mulțumesc că mă urmăriți, că mă susțineți. Și ca de fiecare dată, domnilor, aveți grijă ce mâncați, antrenați-vă, gândiți-vă sănătos și faceți ceea ce iubiți. Pa!